Avem și o ultimă informație de ultim moment. Silvio Berlusconi a murit, acesta avea 86 de ani. Fostul premier italian s-a stins din viață la Spitalul San Raffaele din Milano. Așadar, fostul premier italian a murit la vârsta de 86 de ani. Acesta era internat miercuri în secția de terapie intensivă a Spitalului San Raffaele din Milano din cauza unei probleme legate de o infecție anterioară. Era însă alert și vorbea, declară ministrul de externe al Italiei. Berlusconi, în vârstă de 86 de ani, a avut o serie de probleme de sănătate în ultimii ani. Recuperarea după COVID-19 din 2020 a reprezentat de asemenea cel mai delicat moment din viața lui din punct de vedere al sănătății. Berlusconi avea montat un stimulator cardiac, a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă în 2016 și a depășit chiar și cancerul de prostată. În ianuarie 2022 acesta a fost internat pentru o infecție a tractului urinar raportat. A fost premier al Italiei între 1994 și 1995 și de asemenea între 2001 și 2006, respectiv 2008 și 2011. Berlusconi a fost conducător al partidului politic Forța Italia și proprietar al unui imperiu media.